pe care a folosit frecvent ornamental este peșina, care, fie albă, fie vopsită în multiple culori, se aplică sub diverse forme pe suprafața cojocului. Un sistem de utilizare a meșinii este și cusătura cu șuvițe sau rețeaua, rânduri de șuvițe trase alternat printre dispecăturile făcute în piele, ambele sisteme servind ca delimitare la margini sau în rândurile prodate. Șireturile, părnașele, caitanele au un rol mai redus în ornamentarea cojoacelor și apar în mod izolat. Ciucuri aplicați, fie lungi, fie în formă de buton, sunt frecvenți numai în unele regiuni. Oglinzile sau plăcuțele de metal încrustate în pojirea cojocului apar în mod izolat, numai în Banat și Maroc. Ornamentația cojoacelor generată în unele cazuri, elemente cu costuri utilitare, o găsim plasată în primul rând la tipul și la cusătura de unire a foilor de piele, unde apare fie în formă de șuviță de colțișor, tot din meșină aplicată de-a lungul timpului. Odată satisfăcute exigențele de natură utilitară, orientarea înspre împodobirea cojocului devine preocupare principală a meșterului cojocant. Sistemele de ornamentare sunt înmărate, atât din punct de vedere al caracterului decorului, cât și amplasarea acesteia în spațiu și tehnica de executare. Cel din prim element decorativ s-a situat la margine.